Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Este posibil ca senatorul Daniel Zamfir să fi trăit momentul de glorie al carierei sale politice. A reușit să-l aducă pe Isărescu la ordine, să-l ia la întrebări și să înțeleagă tot ce vrea el din răspunsurile lui Isărescu. Roborul, doamnă, cât e roborul? Aaa, dincolo era mai ieftin. Cam ăsta este nivelul domnului senator și, deși mulți dintre cei care au asistat la dezbaterile de la Senat s-au amuzat poate de nivelul său de cunoștințe, sunt sigur că domnul Zamfir este la rândul său sigur că cei mai mulți n-au înțeles nimic și deci le poate spune ce a înțeles el din răspunsurile lui Isărescu, adică ce ar fi înțeles de altfel și dacă Isărescu zicea sau nu zicea orice, că nu mai contează. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. Banii, melodie, banii, tragedie, banii, comedie, banii. Marea problemă a poporului român este că acesta nu înțelege ce sunt banii. Ce dracu sunt banii? E simplu, dacă i-ai, e bine. Dacă nu i-ai, e cam nasol. În realitate, aceasta este o confuzie între bani și bogăție. Banii sunt o convenție. Banii sunt, de fapt, muncă. Cea mai simplă și pură definiție a activității umane. Munca. Banii nu cad din cer, zice o vorbă, dar nu știu câți o înțeleg cu adevărat. Primiți de pomană, primiți cu un împrumut, primiți de la guvern sau de la patron, banii sunt tot muncă. Munca altcuiva, a cui s-a milostivit, a cui a depus banii în bănci sau a cui a plătit taxe statului. Unde mă uit, văd numai bani. Unde mă duc, plătesc cu bani. Unde ajung, totu-i pe bani. Banii mei, banii mei. Îndată ce ai început să vezi banii ca fiind muncă, poți începe să înțelegi și ce spunea Isărescu. Dobânda, adică prețul banilor, este efectul, iar nu cauza creșterii prețurilor, al deficitului bugetar sau al importurilor prea mari ale României. Păi, dacă nu facem marfă, adică dacă nu muncim suficient, o luăm de la alții, nu? Da, dar prețul crește, taxele sunt puține și uite așa, observați că toate aceste deficite ale statului român, ale noastre ca țară, provin în realitate dintr-un deficit de activitate, de muncă, da, că e foarte adevărat că unii dintre noi muncesc cu râvnă și chiar pasiune, dar când doar 3,5 milioane de români produc valoare adăugată pentru restul de 18 milioane, cam cum vreți dumneavoastră să arate România, moneda ei, dobânzile, adică prețul muncii în echivalent bani de credit? Mă mai urmăriți? E deficit de muncă în România? Asta e întrebarea. Aha, cum așa? Păi, dacă e deficit de muncă, e deficit de bani. Deci, crezi dobânzile. Da, e atât de simplu. Mesajul nostru se îndreaptă acum către civilizațiile extraterestre, care ne vor cunoaște exact așa cum suntem noi! Din păcate, poporul nostru este încă foarte vulnerabil la narrative din astea populiste. Să ni se dea, domnule! De unde să ni se dea? Păi, cum ni s-a mai dat? Așa e, încă trăim în acea minunată invenție numită socialism, în care ni se dă și gata, domnule. Din păcate, istoria a dovedit că nici socialismul nu face abstracție de la regula bani egal muncă. Mai devreme sau mai târziu, socialismul se cam termină. Când se termină socialismul? Păi, v-am mai zis și cu altă ocazie, când se termină banii celorlalți, atunci e gata și socialismul. Rămâne la mine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.